Mulți alegători olandezi spun că nu ar fi venit la vot, însă au făcut-o pentru a bara calea spre guvernare a Partidului pentru Libertate, condus de excentricul Geert Wilders, binecunoscut pentru opiniile sale anti-imigranți. Wilders consideră că în Olanda sunt prea mulți musulmani care sunt întreținuți de stat și care încearcă să schimbe structura societății. I think it's really scary that this PVV, this Geert Wilders, might be one of the biggest, and that's really scary. It would mean very bad things, I think, for this country. Don't hope that I wake up tomorrow and we have Wilders as a prime minister. That's a nightmare. Veteranul scenei politice olandeze, Mark Rutte, și-a luat adio de la febra electorală, nu mai candidează. Prima pe listele formațiunii sale, Partidul Popular pentru Libertate și Democrație, este Dilan Eşilgöz, fostă refugiată din Turcia. Ea are șanse să ajungă prima femeie din istoria Olandei care obține șefia guvernului. Eşilgöz pare dispusă la o alianță cu populiștii, nu însă și Frans Timmermans, fost prim vicepreședinte al Comisiei Europene. El conduce lista alianței formate de social-democrați și de verzi și a exclus orice colaborare cu Wilders. Principalele teme de campanie au fost scăderea nivelului de trai, valul de scumpiri și imigrația.